Toți iubitorii de motoare sunt invitați la cea de-a cincea ediție a Motorfestului anual ce se va desfășura în perioada 2-5 iulie 2015. Organizatorii au precizat că acest eveniment va aduce în acest an o mulțime de surprize. Motoarele pot fi admirate în parcarea Shopping City Suceava în cadrul unei parade care va lăsa asistența cu gura căscată. Stăpânii zecilor de cai putere veniți din toată țara și-au dat întâlnire la sfârșitul săptămânii la Suceava cu prilejul cele de-a cincea ediție a Motorfest. Parada va porni de la intrarea în localitatea Capul Câmpului și se va opri în parcarea Shopping City Suceava, unde participanții vor avea parte de un eveniment și de un spectacol incendiar pe două roți. Peste 400 de motoare vor fi prezente în parcarea de la Shopping City. Motocicliștii au parte de un program încărcat, însă plin de simbolistică. Duminică va fi ziua rezervată trezirii cu murături și pupături, cafeluțe și cerbițe, după cum spun organizatorii, dar și festivități de încheiere a cele de-a cincea ediție a Motorfest. Ne pregătim de un eveniment important în acest weekend dedicat motorsportului. Suntem onorați să fim și anul acesta alături de clubul de moto și să facem parte din calendarul de acțiuni în cadrul evenimentului Motorfest. Ne bucurăm să fim gazda deja cunoscutei paradei moto și să găzduim sesiunile de acrobații pe două roți susținute de profesioniști care vin în fiecare an și ne oferă un spectacol unic în parcarea Shopping City Suceava. Invităm pasionații de adrenalină, suceveni sau din afara județului să vină cu drag în parcarea Shopping City Suceava sâmbătă, pentru că vor avea parte de spectacol, vor putea să admire motoare cu sute de cai putere venite din toată țara și cu siguranță vor avea parte de un spectacol de neuitat. Evenimentul în sine începe chiar de astăzi și se va sfârși undeva pe duminică. N-am fi putut să realizăm un eveniment de amploare și de calitate aceasta fără ajutorul firește al Shopping City-ului, unde ne vom întâlni sâmbătă, așa cum a spus doamna Anca. Va fi un moment în care se vor strânge foarte mulți motocicliști. Vom aștepta undeva la vreo 400-500 de motociclete. Toată acțiunea Motorfestului începe de vineri. Acolo ne așteaptă deja oaspeții, ne așteaptă pe noi ca și gazde oaspeții din toată țara. Avem oaspeți și din străinătate prezenți în acest an la Motorfest. Avem concerte foarte multe începând de vineri, activități în egală măsură plăcute cât și distractive. De la Suceava, distracția se va muta la Capul Câmpului, unde nu va lipsi muzica, dansul și tradiționalul foc de tabără.